În continuare vom afla care este adevărul cu privire la această afecțiune și cum o putem ține la distanță, întrucât este una frecventă și gravă, contrar relaxării de care dăm încă dovadă când vine vorba de bolile care trebuie să ne îngrijoreze. Vom discuta astăzi toate acestea cu invitata mea, dr. Daniela Petrache, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice. Mă bucur că ați revenit în emisiunea Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc pentru invitație, Raluca, și eu mă bucur să fiu aici ca de fiecare dată. Fiindcă am tot pomenit la început despre studiul acela și cât de puțin cunoaștem despre această boală și că incriminatul numărul unu ar fi zahărul și că dacă renunțăm la el, toate lucrurile se îndreaptă. Aș vrea să vorbim pentru început, în primul rând, ce este diabetul de tip 2? Înseamnă că am mâncat prea mult zahăr? Așa cum cred cei mai mulți? Am ascultat ce ai spus tu, am ascultat și materialul făcut de colega ta, am rămas șocată, practic, pentru că mie mi se pare că sursele de informare sunt nenumărate. Cel puțin eu. De-aia am și făcut canalul de YouTube numai ca să informez oamenii, pentru că mi se întâmplă adesea să nu am timp să le transmit tot ce vreau să le transmit pe parcursul unei consultații. Să nu fi luat glicemia de an bun este îngrijorător, pentru că diabetul e din ce în ce mai prezent în viața noastră, vârstele sunt din ce în ce mai mici, mai ales diabet tip 2. Ca să-ți răspund exact la întrebare, ține foarte mult de ceea ce mâncăm, dar nu numai de asta. Dacă avem rude cu diabet tip 2, atunci trebuie să ne căutăm și noi mai des decât am face omul normal. Plus de asta, stresul joacă un rol foarte important. Nu zic că zahărul e așa, ca și cum oricât zahăr aș mânca, lucrurile nu mi se întâmplă în rău. Ba da, și zahărul e unul din factori, dar este unul din factori și adesea nu e suficient pentru a întrerupe evoluția bolii sau pentru a întârzia evoluția bolii. Să nu mai zic de faptul că doar 3 din 5 români spuneau, cunosc din organismul nostru care este principalul afectat când vorbim despre diabet, care este organul care suferă. Da. Asta este trist, e de-a dreptul trist. Nici nu știu dacă mai e îngrijorător și în special trist. Bineînțeles că în diabet nu neapărat este afectat în sensul că nu mai produce insulină pancreasul, că despre el este vorba, ci e oarecum obosit în diabetul tip 2. Obosit de ce? Pentru că boala debutează cu insulinorezistență. Din păcate, insulinorezistența nu dă simptomatologie. Și atunci nu mă trimite la medic. Pe principiu, dacă nu mă doare, nu mă duc. Numai că ea există acolo și îmi chinuie pancreasul. Pancreasul ajunge să secrete insulină pentru 20 de oameni, ceea ce este practic inuman. E ca și cum la muncă mă duc și suplinez 20 de colegi. Nu pot să fac asta. Pancreasul meu poate și se chinuie și se chinuie ani mulți. După care, la un moment dat, apare o modificare a glicemiei de dimineață. Mai exact, trece de 100. Asta e primul semn. Dacă trece glicemia, vă luați, prin absurd, să sperăm că vă luați măcar la 6 luni analizele, și observați o glicemie peste 100, trebuie să investigați în amănunt. Trebuie să vă luați o hemoglobină glicată. Ce e asta? E o analiză care mi arată glicemiile pe 3 luni, îmi face o medie. E mult mai serioasă analiza, plus un indice HOMA care să-mi arate cumva pancreasul meu nu este mai chinuit și mai forțat decât ar trebui, și atunci pot să previn ceea ce se întâmplă, întrerupând la un moment dat insulinorezistența asta, adică punând în practic pancreasul în repaus, pot să evit apariția bolii sau să o întârzi. Pentru că am spus, mai sunt și alți factori. Dacă eu sunt super stresată, prea puțin probabil să mă închid într-un glob de strică și să nu mai simt stresul. Asta e, nu prea putem să facem. Dar alimentația putem să o modificăm. E un factor pe care putem să-l modificăm și e păcat să nu o facem. Și este și o boală a copiilor mai nou sau mai vechi, nici nu știu cum să zic. Eu am auzit de asta, însă, deocamdată eu nu am găsit niciun copil care să fie cu diabet zaharat tip 2. Ce îmi vin în cabinet? Îmi vin tipologia clasică de copilași care are diabet zaharat tip 1, adică foarte slăbuți, cam slăbuți toată viața lor, nu cu o glicemie foarte modificată, ci cu o glicemie ușor modificată, care îi duce în cetoacidoză. Am văzut tendința internațională de a ne informa asupra copiilor, asupra ponderar, care dezvoltă diabet zaharat tip 2. Eu n-am întâlnit încă și sper să nu o fac. Am întâlnit două cazuri pe perioada rezidențiatului, care erau clar copii obezi,
la care apăruse diabetul zaharat tip 2, dar în cabinet, pentru moment și sper că pentru totdeauna, nu am găsit o astfel de problemă la copii. Deci obezitatea la copii n-ar fi un factor declanșator așa de vreme a diabetului zaharat. Da, nu neapărat. Probabil că au și o predispoziție. Probabil că este o combinație într-un diabet tip 1 autoimun care îi împinge mai degrabă către asta prin obezitate. Dar, de fapt, practic, problema fiind alta, nu neapărat obezitatea. Am înțeles. Ne întoarcem la adulți. Ce declanșează diabetul de tip 2? Să fie o problemă a persoanelor cu kilograme în plus? Acum, marea majoritate a diabeticilor tip 2 au o tipologie. Sunt fie supraponderal, fie sunt obezi. Însă nu toți, pentru că, exact cum am zis anterior, boala asta se bazează pe insulinorezistență. Numai că insulinorezistența apare și în cazul în care am niște boli cronice care mă chinuie. Am osteatoză hepatică, am hipertensiune, toate bolile astea cronice îmi dau un stres în organism pe care eu nu-l percep. Pentru că eu nu îmi dau seama că organismul meu încearcă să-mi regleze hipertensiunea singurel. Eu doar zic că am hipertensiune, iau o pastiluță, dar până să iau o pastiluță, organismul a încercat singur. Și toate astea îl împovărează. Ele, organele sunt ca o comunitate. Și în momentul în care unul se chinuie, se chinuie toți, inclusiv pancreasul. Și e foarte posibil să dezvolt diabet zaharat, practic prin stresul ăsta pe care, la care îmi supun organele. Dar, în general, tipologia diabeticului tip 2 este supraponderal sau obez. Dacă sunt implicați factorii genetici, aici se mai pune problema de supraponderabilitate sau obezitate? Sau ce ar trebui să facă un pacient care, sau o persoană care are în familie persoane cu diabet tip 2? O persoană care are în familie o încărcătură genetică majoră, adică nu neapărat doar un membru al familiei, ci chiar mai mulți, pentru că în general așa se întâmplă. Are și mama, are și bunica, are și mătușa. E pe parte maternă, câteodată se întâmplă să fie și pe parte maternă și paternă. Ar fi bine să-și facă în mod regulat analizele, în special hemoglobina glicată, la fiecare 6 luni, pentru a fi în gardă. În general, predispoziția o văd și o întâlnesc adesea la graviduțe. Graviduțele, pe parcursul sarcinii, dezvoltă o insulinorezistență de sarcină, care, dacă se întâlnește și cu predispoziție, le duce la diabet gestațional. Se sperie, bineînțeles, mă întreabă, eu o să rămân cu diabetul ăsta, eu spun, ai predispoziție, dar nu e musai să-l faci. O să-l faci dacă începi să stai toată ziua pe canapea, să uiți la televizor cu telecomanda în mână. Nu te interesează ce mănânci, mănânci toate prostiile, ești super stresată. Adică predispoziția e un factor la care trebuie să se adauge și alții ca să fac diabet zaharat. Nu e numai ăsta. Chiar așa, care ar fi factorii declanșatori, agravanți? Ne întreabă și telespectatorii, pentru că ne urmăresc și online. Suntem pe pagina Sănătate cu Prioritate și pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Mulțumesc pentru că ne urmăriți acolo. Mulțumesc din start celor care au dat deja un share acestui live. Și bineînțeles, puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră dacă aveți pe tema aceasta. Mihai ne întreabă, diabetul este o boală sau este provocat? De unde pleacă această boală? Este vreo glandă care provoacă? Mă rog, hai să vorbim despre factorii declanșatori. Predispoziția e un factor la care aș putea să-i pun 2 puncte. Așa, dacă aș lua ca și punctaj. Predispoziția e foarte importantă, dar nu este suficientă. Eu la asta, dacă mi-adaug o viață în care am un stres, asta nu prea pot să înlătur, pentru că natura meseriei mele asta este, am adăugat factorul ăsta la fel ca și predispoziția. După asta urmează un stil de viață nesănătos. Ce se înțelege prin asta? Se înțelege că în loc să mănânc, să-mi iau sursa de energie din legume, fructe, surse naturale, mă repet câte un covrig, mă repet câte o merdenea, pentru că e, și asta e o greșeală, a mediului în care trăim, pentru că aprozare nu mai există, eu n-am mai văzut de când eram mică, însă covrigării sunt la orice colț de stradă. Bineînțeles că omul grăbit recurge la această variantă. Poate să intre într-un supermarket, să își ia de acolo fructe, însă supermarketul presupune o coadă mult mai mare decât presupune o covrigărie. Și atunci,
Dacă asta mâncăm toată faptul ziua... Faptul că intri în magazin, te duci pe la rafturi și apoi rămâile... E mult mai greu. E greu proces. E mult mai facil să fac așa ceva sau să-mi iau un croissant de la o cafenea și tot așa. Aici e problema, pentru că noi trebuie să ne alegem singur sursele și să ne gândim noi la noi și să nu ne gândim că alții se gândesc la noi. Și atunci, ocolind toate atracțiile astea care sunt nocive, putem să fim bine. Să mâncăm o mâncare gătită, pentru că pe lângă fast food există, acum tendința am văzut peste tot, fie împinge tava, fie ciorbării, care sunt practic mâncăruri gătite, care se consumă imediat, din ce am văzut eu, că totuși oamenii sunt prezenți acolo și consumă din produsele astea, decât să... Deci mai bine aleg așa ceva, o mâncare gătită, dacă n-am timp să mi-o fac eu, ar fi ideal să mi-o fac eu, în loc să mă duc la un fast food. Știu că e mult mai ușor, că la fast food am comandat, am plătit, mi-a venit în 5 minute, dar trebuie să pun sănătatea mea pe primul plan, pentru că mai târziu o să regret și nu o să mai am ce să fac. Sănătatea are prioritate, așa da, cum da, spune da, și exact titlul cum e emisiunea. Emisiunii noastre. Ce altceva mai declanșează? Deci un stil de viață nesănătos, o alimentație nesănătoasă și haotică, factorii genetici. Da, factorii genetici și sedentarismul. Sedentarismul. Da, adică eu le-am spus... Aici am luat note proaste, așa, după pandemie, în timpul pandemiei... Ideea e că le-am spus tot timpul în reclamă oamenii când să fac eu sport, că n-am timp. Cum să fac eu sport? Când mă dor picioarele. Ideea e că nu, eu nu le cer să alerge la maraton. Eu le cer doar să crească un pic gradul de activitate fizică pe care l-au în mod obișnuit, care îl putem să facem cu ușurință, în sensul că putem să coborâm cu două stații mai devreme, mai înainte de serviciu din autobuz sau să parcăm mașina mai departe și să o luăm într-un ritm rapid spre serviciu. Ideea e că și când mă întorc de la serviciu va trebui să fac același lucru, fie că vreau, fie că nu vreau, că mi-am lăsat mașina departe. Corect. Să urc pe scări, să nu mai aștept la lift. Sau, pur și simplu, când vorbesc la telefon, să încep să mă plimb prin casă în loc să stau, mai ales dacă am convorbiri lungi, e totul perfect. Statul înșezut pentru o perioadă foarte lungă, sunt foarte multe aplicații care ne și avertizează, ridică-te în picioare. Este dăunător și asta e o formă de sedentarism. Adică până și faptul că la 30 de minute mă ridic în picioare și mă plimb prin birou sau prin ce, pe unde lucrez eu, nu contează, mă ajută. Deci ăsta este un grad mai sus decât ce făceam eu anterior. Ideea e să evit sedentarismul ăsta groaznic, în care stau numai pe scaun, mă uit într-un laptop și cam asta fac. Trebuie să fac ceva. Trebuie deci să fac sedentarismul ceva. Este un factor de agravant sau declanșator al diabetului în momentul factor. În care începi să pui kilograme pe tine, începi să pui, să depui de toate cele, exact, inclusiv colesterolul ridicat și așa mai departe. Da. Așa ajungem la acest tip de diabet. Care sunt simptomele cele mai frecvente în cadrul acestui tip de diabet? Spuneați la început că nu prea știm, nu prea avem la început simptome și pancreasul nostru lucrează de zor cât pentru 20. Asta e marea tragedie. Exact cum am spus, dacă nu mă doare, n-am nimic. Nu e chiar așa. Pentru că asta e o boală foarte ușor de ignorat și aici, eu cred că de aici și pornește această explozie. E o boală care stă acolo liniștit, nu dă simptomatologie. Eu am pacienți care nici la glicemii de 500-600 n-au niciun fel de simptomatologie. Când reușesc și le reduc glicemia la normal, încep să se simtă rău. Și bineînțeles că devin reticenți. Mai bine merea cu glicemia mai mare. Nu e așa. Pentru că glicemia mai mare înseamnă un sânge mai gros. Un sânge mai gros înseamnă un sânge care poate să stagneze în anumite zone și atunci să-mi dea tot felul de probleme. De-aia apar tot felul de complicații. Retinopatie, polineuropatie, care pe asta se bazează. Simptomatologia apare în cazul în care glicemiile sunt foarte mari. Depinde de la om la om gradul, pentru că sunt oameni care resimt asta de la o glicemie de 100 și un pic și îmi spun, nu, ceva e în neregulă cu mine, eu nu mă simt bine, eu vreau să-mi fac analize, îi admir, ce să zic, toată lumea până să ajungă la mine le-au zis, n-ai domne diabet, n-ai diabet, iar oamenii au spus, nu, eu nu mă simt bine. Bun, până la urmă chiar aveau diabet, ceea ce e de admirat, dar în general se simte, asimptomatologia apare la niște glicemii foarte mari. Când, practic, organismul nu mai poate să se descurce singur și solicită ajutor.
Cum solicită el ajutor? Îmi dă o senzație pregnantă de sete. Trebuie să beau apă. De ce? Pentru că organismul scoate glucoza prin urină, ceea ce înseamnă că am urinări frecvente. Urinările astea frecvente mă deshidratează și atunci îmi dau și o sete exagerată ca să poată să înlocuiască apa. Slăbire, o slăbire accentuată, fără să fac nimic pentru asta. M-am chinuit de ani de zile să slăbesc și acum am slăbit 20 de kilograme în 2 săptămâni. Da, pentru că s-a deshidratat organismul prin, practic, evacuarea asta de glucoză prin urină, organismul s-a deshidratat. Practic, sindromul poliuropolidipsic, cum îl numim noi, înseamnă sete exagerată, foame exagerată și urinări frecvente. Astea sunt cele mai importante simptomele diabetului. Și cred că devine obositor să îți fie sete în permanență și asta ar trebui să te ducă la medic. E clar, dar sunt foarte cumva șocată să aflu că îți spune un medic că nu ai diabet și tu, de fapt, ai diabet. Există trec peste anumite investigații care ar fi trebuit făcute și n-au fost făcute? Sau cum poți să nu vezi că ai diabet? Medicii, o parte din ei, sunt obișnuiți ca diabetul zaharatic 2 să apară la o anumită vârstă. Și atunci când vine care ar fi vârsta aceasta? Pe la 60, 60 și ceva de ani. Și atunci când se trezesc la ușă cu un pacient de 30 de ani, care spune că el nu se simte bine, că e ceva în neregulă cu el, pur și simplu îi fac analizele uzuale. Mi s-a întâmplat să nu-i facă glicemia printre analizele uzuale, ceea ce a fost trist. Și totul iese bine. Doar o glicemie de 100 și un pic. O glicemie de 100 și un pic e un semn de alarmă. Cert e că normele așa spun. Dacă sunt om fără diabet zaharat, trebuie să am glicemia sub 100. Orice glicemie peste 100 trebuie să se ducă la un diabetolog. Probabil că, în general, consideră că e ceva trecător, e o glicemie pe 100, e ceva ce am prins acum, câteodată se întâmplă ca pacientul să argumenteze. Dar știți că am mâncat la ultima masă niște paste. Nu fi de la asta? Și atunci, bineînțeles, că induce răspunsul medicului, care și el se gândea că poate să fie de la ceva, n-are cum să fie de la diabet, că ești prea tânăr. Și de aici dar se întâmplă să ai glicemia crescută de la ceva, până la urmă? Se întâmplă dacă ai avut o noapte de nesomn. Se întâmplă, glicemia e atât de variabilă, de-aia eu mereu recomand și glicata, ea fiind o analiză care îmi face media glicemiilor. Pentru că glicemia poate să varieze și că nu mi-a plăcut de persoană care mi-a recoltat sângele și m-a enervat. Sau am stat foarte mult la recepție până m-au chemat în interior. Sau m-a durut foarte tare când m-a înțepat și cred că mi-a spart vena și uite câte probleme îmi fac eu, îmi crește glicemia. Da, poate să crească și să fie o întâmplare. Mi s-a întâmplat și asta, dar investigăm, adică nu stăm așa, e o întâmplare și o lăsăm așa, nu, investigăm, a fost o întâmplare, Doamne ajută, important e să văd eu că sunt bine. Când recomandați ca persoanele care ne urmăresc la această oră și au aflat că ar trebui să-și ia mai des glicemia, cât de des înseamnă des, ca să știm și să ne fie bine, chiar dacă ne simțim bine? Da, eu nu vreau să facă oamenii o obsesie din a-și lua glicemia, pentru că și ăsta e un factor care poate să-mi crească glicemia. Pentru că eu mă gândesc că o să-mi iasă rea și îmi crește cortizolul, îmi crește glicemia. Și atunci, un om care nu are semne de diabet își face analizele toate uzuale, nu numai glicemia, la 6 luni. Dacă vreodată glicemia trece de 100, atunci investighează mai amănunțit. În rest, nu trebuie să se panicheze. Chiar și dacă glicemia e 99, mi se întâmplă și asta frecvent, dar e foarte aproape de 100. Măi, nu, omule, e normală. Las-o. E normală. Nu trebuie să mă panichez. Dacă se întâmplă să fie atât de mediatizată boala asta, încât oamenii se tem foarte tare de ea, de-aia eu mi s-a părut ciudat studiu. Pentru că eu am în cabinet oameni care nu au nimic. Au glicemiile normale și cu toate astea sunt foarte stresați să nu facă diabet sau au modificări pe alte organe evidente, pe ficat, pe rinichi și cu toate astea important e să nu aibă diabet. Nu, noi facem toate analizele uzuale, dacă vedem pe partea de glicemie o problemă, atunci investigăm acolo, dacă nu mergem pe alte părți. Eșantionul era de la 24 la 54 de ani, mă gândesc că poate în intervalul acesta de vârstă, când oamenii nu se gândesc la asta, nu se așteaptă să aibă în gama lor de diagnostice,
tocmai diabetul zahărat tip 2, să rămână pentru 60 încolo. Mă gândesc că și asta o fi explicație. O fi una din explicații. Așadar, să nu facem obsesie din a lua glicemia, pentru că v-am spus, am pacienți care își au în fiecare zi glicemia, chiar dacă e bună. Nu are sens. Mă înțep în deget, e dureroasă înțepătura și fac o obsesie din asta. Obsesiile nu sunt bune. Nici, nu știu, o obsesie pentru o sănătate. Nu e bine. Nu e bine. Eu trebuie să-mi duc viața normal, să-mi fac analizele regulat și să mănânc cât mai sănătos. Există un aparat pentru a ne lua glicemia singur? Ne întreabă un telespectator pe Facebook. Orice aparat de glicemie care se găsește în farmacii este un aparat bun. Glucometru. Se numește, cumpără din farmacie, nu e nici foarte scump, e bine să fie în casă, la fel ca orice trusă, pulsoximetru și tensiometru. Astea trebuie să fie în casă. Sunt aparate cu care eu măsor constantele, care sunt saturația în oxigen, tensiunea arterială și glicemia. De fiecare dată când mi-e rău, dacă una din aceste constante nu e modificată, atunci înseamnă că e ceva trecător. Dacă e modificată în mod constant, atunci trebuie să investighezi ce se întâmplă. Apropo de alimentele care pot să ne crească glicemia sau dimpotrivă să nu, ne întreabă Monica Cârstea, ne urmărește și ea în online. Doamna doctor, nectarul de cocos și mustul de struguri, folosiți ca îndulcitori, modifică semnificativ nivelul glicemic? Depinde dacă am diabet sau nu. Mustul este interzis la diabetici pentru că este foarte dulce. Nectar de cocos n-ar trebui să fie o problemă, dar pentru un om sănătos care nu are diabet zahărat poate să utilizeze aceste surse naturale. La diabetici sunt interzise. Probabil că cei care au acest diagnostic au lista lor cu alimente. Adică cel puțin de la mine o au. Vor, nu vor. Nu știm ce fac ei acasă cu lista respectivă, dar recomandarea există, ca să nu zic obligația. De la ce valoare glicemică trebuie să ne încălțăm imediat, să dăm haina pe noi și să mergem la medic? A spus că și 100 este... Da, trebuie să mergem să investigăm. Însă un nivel crescut alarmant, care ar fi? Nivelul crescut alarmant este peste 100 la omul sănătos. Nu aștept să ajungă la 130, la 140, 150, că atunci e clar că are diabet. Eu vreau să investighez să nu facă sau să fie, măcar să-l prind în stadiu de prediabet, unde pot să-l duc înapoi la normal. Deci mai mult de 100, nu. N-aveți voie. Am înțeles. Ne întoarcem la investigații. Când ajunge la medic, ce îi se întâmplă acolo? În afara faptului că îi se ia glicemia din nou, ca să verifice medicul dacă e totul în regulă, ce se mai întâmplă în cabinet? În cabinet se interpretează analizele, dacă are. Dacă nu, îi se recomandă analize și se recomandă să revină când ele sunt gata. În cazul în care sunt analizele, după interpretare, în funcție de gravitatea bolii, de existența ei sau neexistența ei, îi se recomandă o dietă sau medicație. Depinde de gradul de afectare, pentru că poate să fie prediabet, unde intrăm doar pe dietă, poate să fie un diabet la început, unde dacă mai ales pacientul spune în ultima perioadă am mâncat mai prostii, am stat mai televizor, atunci pot să remediez ceva. Dar dacă pacientul îmi zice, dar eu nu mănânc prostii, eu mănânc surse naturale, eu sunt un om activ, atunci urmărim mult mai atent și dacă trecem de un anumit prag al glicatei, și anume 7, introducem medicație. Că nu mai merge fără. Am tot vorbit despre simptome, despre factorii declanșatori și am ajuns la momentul în care aflăm dacă se tratează sau dacă se vindecă sau doar se tratează, cumva se ține sub control acest tip de diabet. Care este varianta? Mulțumesc mult pentru întrebarea asta, pentru că circulă în mediul online filmulețe trucate care mă înfățișează pe mine, indicându-le oamenilor să urmeze un tratament care îi vindecă. Totul este o șarlatanie, nu există așa ceva. Dacă vreodată, Doamne ajută, va exista un tratament care să vindece diabetul, îl voi comunica numai pe site-urile oficiale. Pe diabetesinutriție.ro, pe danielapetrache.ro sau rețetediabetici.ro sau pe canalul de YouTube Dr. Daniela Petrache. În rest, tot ce găsesc pe Facebook, pe orice alt site, nu îmi aparține. Nu, eu consider că
relația dintre medic și pacient este foarte puternică dacă există încredere. Ei trebuie să aibă încredere în mine și ce mi se întâmplă în prezent este o scădere a încrederii oamenilor. Mă trezesc cu oameni în cabinet care mă roagă, mă imploră să le dau tratamentul care îi vindecă de diabet. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Avem tratamente care țin diabetul sub control, dar nu-l vindecă. Indiferent de câtă teoria conspirației există pe internet, conform căreia medicii nu ar dori să arate așa ceva, nu există așa ceva, sub nicio formă, niciun medic. Dar nu poți să ții așa ceva. Dacă asta ar fi un boom, ar fi de premiu Nobel, se caută de atâta timp tratament care să vindece diabetul, încât așa ceva nu poate să fie ascuns. Și în niciun caz nu apare sub formă de utilizarea unei imagini care nu a fost cu acord. Așa ceva nu poate să fie decât o păcăleală ca să, practic, să îi le ia banii și îi atât. Deci nu, să nu mai creadă așa ceva. Nu există un tratament care să vindece diabetul. Primesc adică pe internet, oriunde intrăm, da, să ne informăm cu privire la cum putem trata cel mai bine diabetul și găsim acolo numele unui medic și că există un tratament care vindecă. Fals. Fals. Să nu credem fals. Lucrurile acestea. Nu există. Acestea. Indiferent că sunt eu, indiferent că sunt și alți colegi care au trecut prin aceeași situație prin care trec eu în momentul de față, ba mai mult, oamenii cu cât îmi accesează paginile, cu atât sunt bombardați de această reclamă, ei căpătând un grad de încredere în mine, ei observând ce pagini vizitează, ce site-uri vizitează, le împing în față exact aceste filmulețe trucate, care nici măcar nu au vocea mea, sunt doar într-o parte a ecranului, așa, undeva, într-un reportaj de la TVR, deci ceea nici măcar, niciodată, în care spun că, gata, se termină cu diabetul, se vindecă, și prețul nu vă mai zic, că e un preț de circa 700 de lei, un medicament care nu face nimic. E o păcăleală să nu se încreadă. Ei pot să utilizeze suplimente alimentare pentru diabet, dar numai dacă se găsesc în farmacie. Nu există în farmacie, să nu le cumpere, că ceva e dubios la mijloc. Și mai sunt și destui bani. Foarte mulți bani pentru un pensionar care speră la un tratament miraculos, pentru că aceștia sunt vânați, oamenii care nu stăpânesc foarte bine tehnica și care văd pe cineva la care se uită mereu, îl văd acolo că a apărut, nu-și dau seama că de fapt ei sunt redirecționați în alte părți, care n-au nicio legătură cu cel pe care îl urmăresc ei în mod normal. Și aceștia sunt vânați. În special, asta îmi vin la ușa cabinetului, oameni de 70, 71, 80 de ani, care îmi solicită tratament ca să vindece diabetul. Nu există așa ceva. Și atunci, în secolul nostru, ce tratament de ultimă modă există pentru ținerea sub control a diabetului? Avem nenumărate pastiluțe, suntem foarte răsfățați, noi diabetologii, pe lângă că avem foarte multe medicamente, cele mai noi terapii ajung foarte repede în țara noastră. Deci, din nou, suntem foarte răsfățați. Întotdeauna se începe cu o terapie minimă. Dacă nu funcționează, bineînțeles, sunt terapii moderne care au apărut și care se bazează pe descoperiri actuale. Sunt medicamente minunate care au ajuns să protejeze, să depășească sfera diabetului. Au început să fie indicate și pentru protecția inimii și pentru protecția rinichiului, ceea ce e minunat pentru că până acum nu aveam soluții. În momentul în care diabeticul îmi făcea o problemă, o complicație la nivel renal, eu nu prea aveam ce să-i fac, necât urmăream și eventual ajungeam și la dializă. Numai că acum au apărut tot felul de medicamente care mă ajută pe foarte multe căi. Așa că dacă ar fi să îi umplu de medicamente, aș putea să o fac. Nu o să o fac, pentru că am nevoie și de aportul lor. Am nevoie și ca ei să conștientizeze boala și să țină atât, câteva reguli minime. După care, dacă nu se merge și nu merge, atunci intervin cu terapii, dar terapii sunt. Sunt foarte multe și foarte noi. E posibil ca aceste medicamente, că spusesem și înainte de pauza pe care am avut-o, există anumite terapii, aceste medicamente care să le ofere libertatea diabeticilor, să simtă că trăiesc la fel cum o făceau până atunci, să îi ajute să anuleze greșelile, poate alimentare, de sedentarism ale lor și să fie bine chiar dacă greșesc pe partea aceasta, iau medicamentele și duc o viață normală.
Da, bineînțeles. Numai că iau multe medicamente. Pentru că regimul de viață face 90% din treabă. 10% fac medicamentele. Și atunci, dacă eu nu mai am acel 90%, va trebui să ajung cu pastilele înspre măcar un 80%. Da, există. Poate să mănânce cum își doresc, dar îi umplu de pastile. Acum, pastilele, orice formă, cât de bune ar fi, sunt bune pe o parte, dăunătoare pe altă parte, pentru că ele sunt practic substanțe chimice. Și atunci, la fiecare din ele am niște reacții adverse de menționat și care sunt frecvente. Așa că, da, există varianta asta, dar cu foarte multe pastile. Ei își aleg calea pe care și-o doresc să o urmeze. Există pacienți care chiar fac asta, iau multe medicamente ca să simtă că... Da, da, din păcate, da. Marea majoritate a diabeticilor încep discursul așa: eu nu țin regim. Bine. Mai departe, ce aș putea eu să fac? Ți l-am explicat, ca și mai și glumesc, spun, vi-l mai explic încă o dată ca să nu-l urmați exact cum ați făcut și cu colegii mei anteriori. Și atunci ce să facem? N-am cum să-l las să-mi stea cu glicemii de 300, 400, 500, pentru că el își permite asta, dar eu nu. Pentru că el îmi trece mie pragul într-un mod frecvent și văd evoluția. Și dacă eu observ că el face complicații, că orbește, că încep să-i se taie degetele de la picioare, eu o consider ca un eșec profesional și n-am cum să-l las. Și atunci eu intensific terapia până îl aduc la bine. Că zis niște lucruri mai grave așa. Da. Deci ce se întâmplă? Care sunt complicațiile evoluției diabetului de tip 2? Fiind o boală a sângelui, practic, nu există zonă în care nu trece sângele. Primele care sunt afectate sunt vasele mici. Vasele mici există la nivelul membrelor, la nivelul picioarelor, la nivelul fundului de ochi și la nivelul rinichilor. În oricare din această parte poate să apară o tragedie. Astăzi văd bine, mâine, poi mâine, răspoi mâine, dacă tot o țin așa, nu mai văd bine, orbesc. Ceea ce modifică viața groaznic. Sau, complicația mea nu e la ochi, dar e la picioare. Și atunci apare gangrenă, nu mai trece sângele prin deget, fac infecție, se duce la os și tot așa, ajung de amputație. Amputație modifică viața groaznic. Și aici e ideea, că eu știu ce poate să pățească. Eu le spun ce poate să pățească, dar dacă nu ajung la ei, atunci forțez prin medicație, numai pentru a nu fi frustrată și a nu mă gândi, uite, puteam să fac ceva, asta e, nu mă înțeleg, poate nu are capacitatea intelectuală să mă înțeleagă, dar eu pot să-l ajut așa cum pot eu și nu vreau să-l aduc acolo. Sunt complicații, poate, extrem de greu de dus. Da, da, modifică viața groaznic. Un om care vedea normal să nu mai vadă... Asta e cel mai groaznic. Da, da, și să-i se taie picioarele, pentru că dacă începe, boala, amputația continuă, recidivează, pentru că problema nu e doar acolo, problema e peste tot, doar că aici a apărut. Și amputație, un om care mergea, mâine nu mai merge. Nu, eu nu pot să-mi permit așa ceva, dacă ei își permit, dar eu nu pot. Vreți să ajutați, un medic care vrea să ajute, indiferent de cât la sută efort depune pacientul. Ion de Bârsana ne scrie, ne trimite o întrebare. Vreau să vă spun că am descoperit că am diabet de jumătate de an și am avut o hemoglobină glicotizată de 16,3. Credeți că am un diabet mai grav sau diabetul este același? Mulțumesc! O glicată de 16,3 este o glicată enormă. Eu cred că ar fi trebuit instituit sau măcar dozat peptidul C care mi-arată dacă această persoană mai are sau nu insulină. Pentru că la valoarea asta glicemiile sunt foarte mari, de 600, 700, valori la care nu se ajunge foarte ușor și care s-ar putea să-mi arate o lipsă de insulină gravă. Da, nu, e un diabet care trebuie să-l ia în seamă, nu e de joacă. Deci, domnule Ion, mergeți la medic cât mai repede să evaluați situația și să primiți medicația potrivită. Și încă o întrebare de la doamna Lucia. Mie mi se usucă gâtul. Se poate să am diabet, dar n-am avut glicemia mare. O singură dată am avut 95. Da, există simptomul ăsta de uscare a gurii în diabet, pentru că mi-e sete, că mă deshidratez și tot ce am povestit eu anterior. Însă dacă glicemia e bună, nu e niciun caz diabet, pentru că gura poate să mi se usuce și din alte probleme, nu știu, probleme cu glanda salivară și tot așa alte probleme care nu țin de diabet. Când vorbim despre ceea ce ni se întâmplă și poate să ne spună că
ori avem diabet, ori dacă nu tratăm, înseamnă că se complică. Mă refer la faptul că am citit despre factorii aceștia, despre ce se poate întâmpla în corpul nostru, vorbind despre complicații. Vindecarea lentă a rănilor, de exemplu, ulcere și probleme la picioare. Vorbiți despre piciorul diabetic. A zis că se poate ajunge la amputații. Da. Se întâmplă ca pacientul să nu știe că are diabet și să aibă ca simptom, zicem. Da. Exact acest lucru. Să fim atenți la ce se întâmplă și pe pielea noastră, nu? Da. Foarte frecvent pacienții ajung la medic pentru că unul din degete, pe spre vârf așa, s-a înnegrit. Asta este primul simptom. Sau pentru că au mers cu un șurub în pantof, li s-a înfipt în talpă și ei n-au sesizat nimic până când nu au văzut sânge pe șosetă. Ceea ce înseamnă că eu dacă nu mai simt acel nivel, e ceva în neregulă. Și se întâmplă foarte frecvent ca pacienții să ajungă la medic, în principal la un medic chirurg, pentru că la asta, sau dermatolog, când văd ceva pe piele, iar medicul să fie suficient de informat încât să-i trimită să-și facă niște analize și să descopere că e diabet, exact cum a și bănuit inițial. Da, se întâmplă. Există o legătură între diabetul de tip 2 și Alzheimer? Am discutat de curând asocierea asta pe canalul de YouTube. Nu neapărat se asociază diabetul cu Alzheimer, însă, având medicație foarte importantă și prelungind viața diabeticilor, Alzheimerul se asociază mai frecvent cu diabetul zaharat, dar nu îl generează. Practic, înaintarea în vârstă și un diabet care mi-a produs un stres oxidativ asupra organismului mă duce să dezvolt Alzheimer. Da. Dar nu e o complicație. O complicație citată a diabetului. Am diabet, fac Alzheimer la 40 de ani. Nu există așa ceva. Vin întrebările, deși mai sunt 3 minute din emisiune. Doamna Georgeta și telespectatorii noștri au prioritate. Am înțeles că ținerea unui post negru pe săptămână îți reglează foarte bine glicemia. E adevărat? Nu. Din păcate, în diabet trebuie să avem 3 mese pe zi și cel puțin o gustare. Cu cât mâncăm mai puțin și mai des, cu atât e mai bine. Postul negru îmi supune organismul la un stres, pentru că privarea lui de hrană este cel mai mare stres pe care și-l poate închipui organismul meu. Și atunci mie nu-mi trebuie creșterea nivelului de stres, pentru că duce la creșterea glicemiei. Eu chiar le recomand diabeticilor să, în perioadele de post religios, să ceară derogare de la preot, să nu fie nevoie să-l țină atât de strict. Foarte bine ați spus lucrul acesta pentru cei care nu știau și chiar doreau să țină postul acesta. La final, fiindcă mai sunt 2 minute, totuși lăsați-ne niște teme pentru acasă, pentru cei care sunt cu glicemia la 100 și ar trebui să facă ceva și pentru cei care nu sunt diagnosticați, nu știm, nu ne-am mai luat glicemia de mult, dar poate că ar trebui să ținem cont de anumite lucruri ca să prevenim. Da, îmi doresc, dacă aveți glicemia peste 100, să vă prezentați la un diabetolog și să discutați cu acesta sau să vă faceți din start o hemoglobină glicată și dacă valoarea acesteia trece de 5.9 să vă prezentați neapărat la diabetolog, pentru că nu mai e o glumă, iar cei care nu-și fac analize uzuale în mod frecvent să înceapă să o facă, pentru că ele sunt decontate de stat, deci ele sunt practic gratuite, mai rămâne decât să ne și prezentăm, pentru că statul nu are cum să ne bate la ușă să ne ia analizele. Și atunci le recomand să-și facă, în uzuale intră și glicemia, toate analizele uzuale și să se prezinte la un medic pentru interpretare, nu să caute interpretarea pe internet. Și asta e o practică. Da. Extrem de întâlnită. Ne mergem să luăm analizele și ne le citim singuri. Da, și spunem că și suntem sănătoși. Da, sau ne panicăm foarte tare, zicem că suntem chiar cu un picior în groapă. Da. O să citesc și un mesaj acum la final, care nu conține o întrebare, dar îmi plac și astfel de mesaje. Stimată doamnă, doctor, sunteți minunată. Sfaturile dumneavoastră împreună cu medicul meu, diabetolog, mă ajută enorm. Semnează Violeta Iernan și mulțumesc pentru acest feedback și vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații și pentru că ați revenit la noi. Mulțumesc, revin oricând cu plăcere.